Bună dimineața! Este luni și trebuie din nou să mergem la școală. Țapa lui de școală, ce urăsc eu școala. Asta este, fraților, trebuie să mergem, așa că salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi continuăm cu această serie care v-a plăcut și mă bucură că v-a plăcut, unde facem tot felul de năzbâtii la școală. Năzbâtii pe care nu trebuie să le faceți în viața reală. Înainte de a continua, v-aș ruga să lăsați un like dacă vreți să continuăm cu seria și văd că de data asta trebuie să aprindem o petardă lângă un profesor. What? Cum naiba? Adică ce, vrei să zici că vreau să-i dau foc la profesor? Sună destul de groaznic. Sună chiar foarte tare. Haideți să aprindem o petardă lângă acel profesor pe care îl vedem acolo. Na bine, am venit la școală. Bună ziua tuturor. Salut, domnule profesor. Vreau un pumn în gură, ziua. Domnule profesor, vreau un pumn în gură. L-am lovit. N-are nicio treabă omul, i-am dat un pumn în gură, dar nu-l deranjează, cred că i-a plăcut. Uite, la domnul acesta o să-i dăm cu extintorul în cap. Păi, pleacă mă de aici. Nu ne-a văzut nimeni, da? Nu ne-a văzut nimeni. Gata, am revenit. Domnule, degeaba te plec. Vrea bătaie! Opa, a început bătaia în școală. Fiți atenți, stai. Ia, scot eu bâta de baseball. Ce ai zis, mă? Mă, tu ești șmecher. Da, mă, bâtă de baseball în cap, opa. Să nu ne vadă profesorul. Domnule profesor! Domnule profesor, stai. Domnule profesor, n-am nimic în mână, n-am nicio bâtă. Pleacă bă de aici. Ok, nu s-a întâmplat aici absolut nimica. Adică ați văzut voi ceva? Eu tot ce văd e că ăla se uită la perete. Atâta văd. Atâta, frate, nu s-a întâmplat aici nimica. N-a primit nimeni bătaie. Nu, nimica, totul este în regulă, ceva normal la școala din Ohio. Ăla o leșinat acolo, dar n-a ști nimeni, asta este ce se mai întâmplă. Bun, acum trebuie să găsim o petardă. Întrebarea întrebătoare este, unde fac eu rost de o petardă? Bună ziua, domnule director, bună ziua! Ce faceți, domnule director? Haideți să stăm la o poveste. Cum sunteți, domnule director? Domnule director, wow, i-am tras sus chiloții la domnul director. Da, m-a prins, m-a băgat la detenție. Bă, prea tare, mă, i-am tras sus chiloții, ați văzut? Ok, ne-a băgat aici să spălăm pe jos. Ok, asta e pedeapsa, bă, nu mă interesează, s-a meritat, că i-am dat jos pantalonii și s-au văzut chiloții. Prea tare, bă, prea tare, efectiv, mult prea tare. Ok, haideți să ieșim de la școală acum, ca și un elev normal. Pe geam, adică asta e ceva normal, așa ieșeam de la școală de fiecare dată, n-a văzut nimeni nimica. Și ne ducem la băieții răi, care ne-au dat din nou misiunea și trebuie acum să băgăm o petardă în cur. Nu-i mai tragem jos pantalonii, ci îi băgăm o petardă în cur, atâta tot. Trebuie să găsesc însă unde fac rost de o petardă. Bă, dacă stau să mă gândesc logic, cu logica pe care nu o am, ar trebui să găsim o petardă la magazin, pentru că la școală nu se vând petărzi. Așa că haideți să vedem dacă putem lua o mașină de aici. Pot? La revedere! Am furat mașina profesorului, ești de bun? Rapid, până nu mă vede nimeni. La revedere, am plecat. Perfect! Și acum ar trebui să ne ducem până la magazin. Întrebarea este, unde se află magazinul? Pentru că habar n-am. Dar ne plimbăm noi aici până găsim. What? Ce e ăla? What? Deci am găsit o navă spațială? Mă, ce? Poți să mă duc la extraterestri? Stai un pic, ia să vedem ce se întâmplă aici. Avem nevoie de o brichetă ca să pornim racheta. Bă, cred că o să pornim racheta asta într-un alt episod. Vă zic, trebuie să lăsați doar un like și continuăm seria asta și facem tot felul de nebunii. Dăm cu racheta în școală, ești de bun? Explodăm școala, bubuim totul pe aici. Ai de capul meu. Păi chiar acum vreau să fac o nebunie mare. Încerc să găsesc unde este magazinul și să cumpăr niște petărzi. Hopa! Cred că am găsit un magazin. Magazinul de glume, așa se numește. Bună ziua! Aveți petărzi? Exact ceea ce mi-am dorit. Pot să cumpăr o petardă, domnule? Mamă! Ok, am cumpărat o petardă, fraților. Na, fiți atenți. Avem petarda la noi? Da, mă, da! Na, ne ducem cu petarda la domnul profesor. Haideți să mergem, ne ducem aici pe scurtătură, pe sintetic, rapid. Trebuie să avem grijă, în schimb, să nu călcăm elevi, pentru că nu vrem să avem probleme. La o parte, tragiți-vă! No, îmi pare rău, no, ghinion, îmi pare rău. Hop, am ieșit, totul este în regulă, mamă, ăsta e foarte lovit. Ca să nu plângă de durere, haideți să-l omorâm. Somn ușor, bă! Tăi, somn ușor! Noapte bună!
N-ai dat taxa de protecție? Bătaie, mamă, uite bani. Bani, stai că îmi trebuie banii ăia. Îmi trebuiesc. Cum îi iau? Ia banii. De ce nu merge să iau banii? Oh, nu, s-au griciuit banii. Intră înăuntru, fii un șobolan. Nu merge. Banii! No, am pierdut niște bani, asta este. Ne ducem pe aici. Pleacă, pleacă de aici, tu n-ai văzut nimica. N-ai văzut că ți-am bătut colegul. Bă, dar asta mă bate înapoi. Bă, tu vrei pumn în gură? Mulțumesc de bani. Mersi, mersi, mersi. Ok, ia să urc. Poți să urc pe mașină? Nu pot să urc pe mașină. Pe atunci ne ducem aici prin Tufișca și Boschetare roată. Rapid. Și mergem să băgăm o petardă în cur la domnul profesor. Cea mai tare farsă care s-ar fi putut întâmpla. Repet, să nu faceți așa ceva în viața reală. Asta e doar un joc unde putem face tot felul de prostii. Dar în viața reală nu. Hai să-mi scot ăsta din mână, pentru că imediat mă vede domnul profesor de aici și o să fie foarte supărat. Acum ne ducem sus. Urmează o nebunie, na, fiți atenți. Fiți atenți, nu știu cum trebuie să o fac, dar am să o fac. Intrăm aici înăuntru. Poți să închid ușa? Nu poți să închid ușa. Ok, domnule profesor. Wow! Au, a picat și telefonul, bă, așa m-am speriat. Au, ce se întâmplă? Stați că mă fugărește, sunt rănit. Au, 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 sunt aici, bună, fraților, fug acum momentan, fug aici în joacă. Sar pe geam, nu dai cu pumnul, sar, sar că vine domnul. Wow! Ah, sunt aici, fraților, sunt aici, imediat pun la loc camera, stați un pic. Numai să mă duc într-un loc în siguranță. Au, nu, îs rănit, îs tot, a explodat petarda în cur la domnul profesor. Mamă, bine că am supraviețuit, ești nebun la cap. Ok, mă ascund aici. Să sperăm că nu vă vede absolut nimeni. Stau aici în umbră. Bună, 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 din nou sunt aici. Bă, o pica camera. Așa tare o explodat în joc. Că o explodat aici în viața reală. Ești nebun? Pupi, ești bine? O zis că e bine, perfect. Acum trebuie să facem ceva să-mi crească înapoi viața. Ne ducem până la băieții răi întâi. Și după aceea mergem la un dozator de suc, unde știu că ne dă viață. Numai trebuie să avem grijă, pentru că dacă efectiv ne împiedicăm și picăm, cred că murim. Așa puțină viață avem. Bună! Take a gurney into the lake. What? Trebuie să ducem ceva în lac. Dar nu știu ce este un gurney. Imediat o să traduc pe internet ce este un gurney, ca să înțeleg ce trebuie să facem. Pentru că habar n-am momentan. Numai vreau să-mi cresc viața la loc foarte, foarte, foarte rapid. Uite, aici cred că puteam. Lovind acest dozator de suc. Vin să beau un pic de suc. Dă-i! Dă-i! Bine, bă, mi-a recrescut viața. Acum foarte rapid o să mă duc pe internet și o să caut ce înseamnă gărni, că nu știu. Ok, fraților, am tradus gărni și aparent înseamnă targă. What? Targă? E chestia aia pe ce stau oamenii la spital? Nu știu exact, haideți să uităm aici. O, bănuț, am luat un bănuț. Super tare. Trebuie să aruncăm o targă într-un lac. No, de unde fac eu rost de o targă? Ia să vedem unde este doamna asistentă. Sau chiar spitalul. Unde s-ar putea afla? Oare aici? Oh, oh, chiar aici. Bună ziua, nu este nimeni aici. Bună, ceau, vrei să te fac să te simți mai bine? Hai un picuț cu mine, haide un picuț cu mine. Bună ziua, doamna asistentă, nu vă faceți niciun griji. Am vorbit, el este colegul meu. Mi-a zis că tot ce are nevoie este să încapă pe ușa asta, că nu încape. Ok, atunci nu pe aici. Nu vede nimeni nimica, este total normal. Adică ne plimbăm aici cu ăsta pe targă, aproape că moare. Dar ce contează? Avem o hartă sau ceva? N-avem hartă, habana unde e lacul, mergem să-l căutăm. Domnule, nu-ți face griji, o să fii bine, nu-ți face griji, ești pe mâini bune. Ești pe mâini foarte, foarte bune. Am vorbit cu asistenta, a zis că ai nevoie de o spălare corectă. Trebuie să faci un pic de băiță. Numai dacă aș ști unde te duc eu să faci băiță, ar fi și mai bine. Presupun că aici, lângă turnul ăsta, că este un turn de apă, nu? Cred că lângă turnul ăsta. Dar fii atent, o să te faci mai bine ca niciodată. Ceva normal în școala din Ohio, fraților. Wow, ceva clădire abandonată. O să venim și aici într-un episod să explorăm. Dar acum vreau să caut lacul. O fi aici lacul? Sau marea? Merge să-l arunc și în mare? Nu știu dacă funcționează. Haideți să încercăm. Uite, văd acolo loc. No! Domnule! Aici este marea. Te duc să faci o băiță ca să îți revii, nu-ți face niciun griji, o să fii foarte bine, o să te simți bine. Ia! Wow! Opa!
S-a cam dus, dar nu s-a pus misiunea. Uh-oh, nu cred că trebuia să-l aruncăm aici. Uh-oh, cred că a murit. Rip, rip colegul în comentarii. Na bine, a murit colegul, nu o să-i ducă nimeni dorul. Păi, nu trebuia să-l aruncăm aici. Upsii, n-am știut. O să mă duc înapoi și o să sper că n-a observat nimeni ceea ce s-a întâmplat. Pararam pam pam, sunt un simplu elev ce vine la școală. N-am făcut absolut nimic rău. Nu, nu. Ce ziceți să luăm o mașină din nou? Evident, furăm mașina profesorului, logic, ce altceva. Și să ne plimbăm pe hartă să căutăm lacul. Și după ce am găsit lacul, venim înapoi la școală și mai luăm un coleg care e pe moarte și îl ajutăm să se facă mai bine. Categoric mai bine, evident mai bine. Cum adică? Cum adică eu să-l omor? Păi n-am omorât pe nimeni. Pe nimeni. Ok, sărim direct în mașina profesorului. Mamă, ce schemă am băgat, ești de bun la cap. Și haideți să ne plimbăm să găsim unde este lacul, pentru că trebuie să-l aruncăm într-un lac, nu în mare. Oare o fi lacul pe aici? Nu pare să fie pe aici. Aici e marea. Păi dacă nu pe aici, nu e nicio problemă. Ne plimbăm până găsim lacul, ești nebun la cap. Mamă, ce bine merge cu troaba profesorului, ești nebun la cap. Tragic o troaba. Opa, văd aici ceva. Oh, o fi aici lacul? Cred că am găsit lacul, numai stați că am făcut accident. Da, mă, da! Uitați lacul despre care era vorba. Ok, ăsta este lacul magnific și magic, deoarece aici trebuie să aruncăm oamenii bolnavi și se vor face mai bine. Am făcut o parcare corectă, n-a observat nimeni, ceea ce mă bucură. Și haideți să luăm un coleg să-l ajutăm. Bună! Cum te simți? Te simți rău? Stai că am soluția perfectă pentru tine. Puțină răbdare, domnule profesor, trate la o parte. Oh-oh, wow, domnule profesor, l-am trimis în spațiu, la Dumnezeu. Ok, nu o să-i ducă nimeni lipsa pentru că a fost proful de matematică. Perfect, haideți să ne ducem foarte frumos cu acest coleg care se simte rău la lac și să-l facem să se simtă mai bine. Să-i aplicăm o tratare corectă. Oh, văd acolo un cal. Nu, fiți atenți că mă dau cu calul imediat. Doar fiți atenți ce prostii fac eu în jocul ăsta. No, corchile! Oh! Ciao! O să-mi fie dor de tine! Glumeam, de fapt nu o să-mi fie. Wow, avem căluț! Sunt un căluț fericit. Căluț, căluț fericit. Sare aici! Wow! Căluțul din Ohio! Hai numai aici să mă urc pe tine! Wow, ce șmecher! No, fiți atenți, mergem cu calul la școală. Digirim, digirim, digidum, digidum. Bă, ce șmecher! Domnule profesor, trageți-vă la o parte că a venit cu calul. Domnule profesor, mergeți bă de aici. Uite, uite, ce faci cu domnul profesor? Ar merge o bătaie la domnul profesor. Ah, hai totul să nu-l batem, bă, hai să nu-l batem. Hai să lăsăm acolo și să ne ducem la băieții răi direct cu calul. Ești de bun? Bună! Ce misiune-mi dați? Dă foc la 5 gunoaie. Folosește o brichetă de la magazin. No, acum mă duc cu calul la magazin. Ești de bun la cap? Cu calul la magazin mă duc, cumpăr o brichetă și trebuie să dăm foc la 5 gunoaie. Și știți ce am mai putea face noi cu bricheta? Știți? Racheta aia de acolo. Eee, n-o fiți atenți ce urmează. Am venit la magazin cu calul. Intrăm direct în cu calul magazin. Bună, salut, uite calul meu. Perfect, bun. Ia să cumpăr aici o brichetă. Uite o brichetă, am cumpărat-o, perfect, ne luăm calul mai departe. Căluț fericit, zici că sunt regele de la regatul din Ohio. Bună, bună, ce faceți cu mașina asta? N-aveți voie să circulați, aici circulă doar caii. Ăla-i curul calului. Digidum, 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 a venit calul să joace fotbal la o parte. La o parte că m-ați supărat, pot să dau foc la oameni? Ia, domnule? Oh my god, i-am dat foc, ești de bun. Bă, prea tare, bă, prea tare. Hai să ne golim mânuța, golește-o, așa. Urcă pe căluț, perfect. Dia, di căluțul, di. Uite, un gunoi. Gunoiule, îmi pare rău, dar e timpul să te duci. I-am dat foc, un gunoi a luat foc. Mai avem de, oh-oh, vin pompierii. N-am fost noi. La revedere, n-am fost noi. Cine se deie foc la gunoi, mă? Trebuie să fie nebun la cap.
cum să dai foc la gunoi? Eu nu aș da niciodată foc la niciun gunoi, ești nebun la cap? Niciodată n-aș da foc la niciun gunoi. N-aș face asemenea prostii. Nu. Evident că nu. Despre ce vorbim? Cât de normal este să vezi pe cineva cu calul la școală, bă? Cât de normal este? Probabil foarte normal. Bă, trebuie să dau foc la un profesor odată. O să încercăm și asta. Vă zic, trebuie doar să apreciați seria și eu o să fac toate tâmpeniile posibile în acest joculeț. Toate! La tot ce vă gândiți, eu o să le fac. Și evident, dacă aveți idei... Wow, căluțule! Evident, dacă aveți idei, lăsați ideile în comentarii pentru că o să le fac. Ok, dăm foc și la ăsta. Și mai avem de dat foc la un singur gunoi pe care îl vedem chiar acolo. Haideți să mergem cu căluțul nostru minunat acolo foarte rapid. Di, căluțule, di, urcă! Așa, dăm foc la gunoaiele de la școală. N-am văzut pompieri în schimb. Oare putem opri cumva și pompierii să n-ajungă? Ar trebui, ar fi destul de șmecher. Uite așa, am dat foc, gata, băi băiatule, băi. Haideți să mergem la băieții răi înapoi. Și mă gândesc cât de lung să țin episodul. Cred că fiecare episod o să dureze o zi în joc. Habar n-am, nu știu, vedem. Pentru că în teorie jocul ăsta e pe zile. Cred că avem 5 misiuni pe zi și cam atâta. Ia să vedem ce misiune îmi mai dați, băieți, ia să vedem ce misiune. Oh, trebuie să fircălesc tabla în clasă? Ok, mă descurc la asta, n-o fiți atenți. Acum mergem cu calul în școală, ești de bun, am intrat cu calul în școală. Mergem direct aici într-o clasă. Uite. Ok, 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 luăm creta. Și haideți să desenăm ceva frumos. Pac, pac, hopa, hopa, hop, pac. Și pac, vreau să desenez o foarfecă, fraților. Am desenat o foarfecă și acum fircălesc aici mai departe. Așa, m-am descurcat? Eu zic că da. Uitați calul aici, bă. E prea tare calul ăsta, e mult prea tare calul, efectiv. Așa, ne urcăm înapoi pe cal, pentru că de ce nu? Urcăm cu calul la etaj, ceva total normal, după cum am zis. Și fircălim și aici. Avem brichetă, brichetă și eu, avem cretă. Facem firca bilca, nu mai stăm să distrăm acum. Firca bilca, așa, m-am descurcat, m-am descurcat. Și acum... Stai un picuț, vreau să văd dacă pot ieși cu calul pe geam. Oh! Wow, am primit chestii de asta de sărit. O să încercăm, o să încercăm și pe aia, normal. Dar momentan, calul e mult prea tare, bă. Pot să ies cu calul, am ieșit cu calul pe geam. Incredibil. Deci așa ceva nu vezi numai în filme. Și în jocuri, și în jocul acesta, da. Băieții răi, altă misiune, ce misiune aveți să-mi dați? What? Aruncă un rechin? Ce rechin? What? Există rechini? De unde fac eu rost de un rechin? Stai un picuț. Să nu-mi zici că există rechini în jocul ăsta. Deci să nu-mi zici că există rechini. Bă, dacă ar fi să existe rechini, presupun că ar exista aici în mare, nu? Haideți să vedem. Ia, este un rechin pe aici? Un rechin? Hai să nu ne băgăm cu calul în apă. Opa, vedeți un rechin? Oh, văd acolo ceva jos. Pot să mă duc acolo? Ce e ăla? What? What? Un rechin? Să mor tu că merge să prind rechinul. Deci, dacă chiar funcționează... Asta e cea mai Ohio școală din lume, ești nebun la cap? Ok! Da, căluțule, ceva normal, am un rechin în mână, ești nebun la cap? Și trebuie să-l arunc în piscină. Ok, unde-i piscina? Știm unde-i lacul, dar nu știm unde-i piscina. Da, fraților, oficial, ducem un rechin. Da, asta da. Cred că asta e cea mai absurdă joacă din lume. No, da, unde-i piscina? Trebuie să găsim piscina. Bun, am venit cu rechinul la școală. Mă primiți și pe mine? Uite, pot să-l arunc aici. Oh, nu, n-a funcționat. Mamă, mamă, rechinule, ești bine? Rechinule, uite, aici, nu? Nu asta e piscina, nu asta e piscina, ok. Trebuie să găsim piscina. Nu știu unde este piscina. O să mă duc să caut piscina cu un rechin în mână. Adică ceva normal. Adică voi când mergeți la școală, zi de zi vedeți un rechin, nu? Adică colegul vostru nu vine cu rechinul la școală? Serios, ce fel de coleg este ăla? Aici înăuntru n-am intrat și pare a fi o piscină. Wow, 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 vine asta după mine! Vine nebuna! Aruncă rechinul! E chiar piscina! Bine, bă! Opa, vine aia după mine. Ia, ce se întâmplă? Mamă, 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 mamă,
O, s-a terminat ziua! Dacă s-a terminat ziua, aici se termină și episodul. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest episod și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!